și l-au dat afară. Amin. vei invit să vă ocupați locurile. Dacă citim cu atenție capitolul 9, o să observăm că de trei ori apare expresia a fi dat afară. Spunea fratele Daniel, deja părinții acestui bărbat s-au eschivat au zis, el este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce privește, pentru că se temeau de iudei să nu cumva să fie dați afară. Versetul 34 spune un raport grav, adânc și l-au dat afară. Dar versetul 35 e plin de speranță, următorul, și zice: Iisus a auzit că l-au dat afară. Mesajul pe care l am se intitulează Când ești dat afară. Sunt momente în viață în care te simți exclus, fie de un grup din societatea în care te miști, de un anturaj, fie undeva la locul de muncă sau în alt context. mi amintesc că atunci, prin anii 90, când eram toți frații acasă, aveam momente repetate când oamenii încercau să ne dea afară din casă. Veneau cu tot felul de sisteme, cu executorul judecătoresc și niciodată n-au reușit. Pentru că Dumnezeu n-a hotărât să fim dați afară. Mi-am că eram imediat după ce am terminat studiile și mi-am depus CV-ul pentru mai multe firme, iar una dintre firme m-a contactat, mi-a citit CV-ul și m-a supus la un test psihologic Culmea culmilor că mi-au răspuns în felul următor. Ai răspuns prea favorabil ca să te angajăm. Ce ziceți? Diplomatici erau, nu? M-am tot gândit, cum să poți răspunde prea bine ca să fii angajat? Se poate una sau Uite că se poate. De fapt, ce s-a întâmplat acolo, acel uh, interviu era format pentru oameni obișnuiți la aici, nu creștini autentici, și, de exemplu, m-au întrebat, ai fumat vreodată? Eu am zis nu. M-au întrebat când te enervezi în juri? Eu am zis nu. Și au considerat că am răspuns așa cum ar trebui să fie, nu cum e real, prea favorabil ca să mă poată angaja. Ei nici măcar n-au crezut că am spus adevărul. Și uite așa, n-am fost angajat în locul acela, dar slăvit să fie două pentru asta. Așa a fost voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când ești dat afară? Există momente în viață în care oamenii, cum se spunea deja, verifică problemele tale medicale și avem noi o cântare care spune când medicii te dau afară sau acasă și nu mai au ce să-ți mai fac Tu vino la Isus, aleluia! Că El te cheamă la poarta cea frumoasă. Lăudați să fie numele Domnului. Sunt momente în viață în care simți că oamenii din jurul tău ar vrea să te dea afară. Sau poate chiar reușesc să te dea afară. Ar vrea să tratăm acest caz din perspectiva Scripturii. Ce se întâmplă când ești dat afară? În primul rând, Iisus are viitor pentru tine. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă la acest bărbat, ce vârstă o fi avut, nu știm. Versetul spune, versetul 21 este în vârstă, să fi fost trecut de 50 de ani, de 60 de ani, de 40 de ani. Nu știm exact, cel mai probabil avea peste 40 de ani. Și bărbatul acesta care o viață întreagă a fost legat de sinagogă, bărbatul acesta care participa probabil la fiecare sabat la slujbă, bărbatul acesta care era implicat în lucrările ebraice, bărbatul acesta care avea învățături corecte. Ascultați ce știe omul ăsta, asta nu știe orice. Știm, ascultați ce spune el. Aceasta este mirarea, le-a răspuns el, spune versetul 3, omul acela care voi nu știți de unde este, totuși el mi-a deschis ochii și asculta ce spune. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă Dumnezeu. De când este lumea, zice bărbatul acesta, demonstrând că are experiență suficientă, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Bărbatul acesta nu e un om de pe stradă, nu e un om care a participat odată, o singură dată în sinagogă. Este un om care are certitudini, are convingeri, are învățături clare în mintea lui. Știe pe cine ascultă Dumnezeu, pe cine nu ascultă Dumnezeu. Știe că pentru a fi ascultat de Dumnezeu, trebuie să te temi de Dumnezeu, să-i faci voia și să stai în cerere față de Dumnezeu. Și totuși, bărbatul acesta este dat afară. Se spunea deja ochii tuturor din jurul lui deja încearcă să tragă concluzii. De ce e bolnav bărbatul acesta? De ce a ajuns să fie orb? Numai că oamenii când se gândesc prea mult și când judecă prea în detaliu, ajung să fie chiar iraționali. Ascultați ce zic ei. Cine a păcătuit el? păi când se păcătuiască? Dacă s-a născut orb. Când nu exista încă? Când se păcătuiască? Așa zi oamenii, au tot felul de idei, macină tot felul de presupoziții, scenarii, gânduri, îngrijorări. Se, se, se cred că știu de toate, cum se spunea deja. Și marea problemă e că uneori devin și ilogici. Se fac de rușine, devin ridicoli. Dar ascultați ce spune Biblia. Iisus a răspuns. Voi îl tratați la nivel terestru, voi vă uitați la părinții lui, voi vă uitați la ce vedeți, voi vă uitați la el. Dar vreau să vă spun ceva. Am un plan. Slăvit să fie numele lui Isus. Slăvit să fie numele lui Isus. Isus are un plan. Domnul spune clar: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Când traversezi în viață momente în care oamenii nu te pricep, când ajungi în, în situații în care intri într-un unghi închis în societatea din jurul tău, nu percepe durerea ta, nu trece prin sentimentele tale, nu a traversat emoțiile tale. Și oamenii sunt tentați să te arunce ca pe o măsea stricată, să te dea afară. Am să spun ceva din partea Cuvântului Sfânt prin Duhul Domnului. Isus are un viitor pentru tine. Cine crede ca mine să zic amin, amin slăvit să fie Domnul. L-a ținut Dumnezeu zeci de ani, orb. L-a ținut Dumnezeu la pleava societății. Ascultați unde este omul acesta. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai dinainte ca cercetor. L-a aruncat Iisus Hristos parcă ca și într-un context la colțul societății și a ajuns să fie privit, etichetat, respins. Din când în când, dintr-o milă forțată, cei mai mulți dintre tăcători i-aruncau câțiva bani. De ce Isuse? se întreba bărbatul acest. De ce mă las și anul ăsta? De ce mai trec încă, mai trec încă 10 ani? De ce se întâmplă asta în viața mea? Isus are o vreme. Isus are un plan Isus are o viziune pentru casa ta. Isus are un mesaj pentru sufletul tău. Uneori diavolul vine și îți spune, nu vezi că Domnul nu te vindecă? Nu vezi că Domnul nu intervine în casa ta? Nu vezi că rugăciunile tale sunt în van? Urcă în tavan și coboară înapoi. Nu vezi că degeaba te rogi, degeaba postești, degeaba citești Biblia, degeaba te strădui să vii la biserică. Nimic nu e degeaba. Totul e contabilizat de cer. Există o vreme pentru toate. Ascultați ce spune Domnul. Cât este ziua, trebuie să lucrez. Lucrările celui ce m-a trimis vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cu alte cuvinte spunea Domnul Isus Hristos, voi vă uitați la El ca la un om trecător, ca la un om păcătos, ca la un om rău, ca la un om care nu mai are nicio soluție. Există o vreme și a venit vremea Lui. Există un timp în care planul lui Dumnezeu scrie în dreptul lui vindecare. Ridicare, transformare, mutarea contextului în care se află, să fie oprită rușinea de care are parte, să fie dat la o parte blocajul în care se află și să-și deruleze Iisus Hristos planurile Lui. Zic din toată inima, lucrează, Doamne! Lucrează, Doamne, după planurile Tale! Sunt momente în viață în care întreb, de ce, Doamne? De ce eu? Până când? Ce se întâmplă cu viața mea? Poate trec ani, zeci de ani. Există o vreme a lui Isus. Isus are un viitor special pentru tine. Aș vrea să înțelegi în această seară că Domnul Isus Hristos l-a lăsat pe orbul acesta. Dați-vă, vă rog, seama că era mai în vârstă decât Isus Hristos. S-a născut înaintea Mântuitorului ca și timp. În familia aceasta, când s-a născut, raportul acesta era groaznic. Cum se simte o mamă care își dă seama că băiețelul ei e orb? Ce tratamente utilizează? Ce rețete medicale consultă? Ce medici? Ce vizite medicale? Ce bani ar da să vadă băiețelul ei? Și mulți ani, niciun răspuns. Și s-a născut Isus Hristos pe planeta noastră. Și încă nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 10 ani și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 20 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic și la 30 de ani și ceva, nu știm exact la ce timp se întâlnește Iisus Corbosa. La 30 de ani, până în 33, Iisus trece pe acolo. Ascultați ce spune versetul 1, când trecea Iisus. Nu era important că trece Petru, nu era important că trece Andrei, nu era important nici măcar că trece Ioan, era important că trece Isus. Mă rog ca Isus Hristos să mai treacă prin casele noastre. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul minții tale. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul familiei tale. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul problemei tale. Să treacă Isus. Când trece Isus, nu trece un om, nu trece un trecător, nu trece un galilean nu trece doar un fiu al Templarului din Nazaret. Când trece Isus, pașii lui varsă binecuvântarea. Când trece Isus, furtuna se le când trece Iisus, valurile se opresc. Când trece Iisus, poți să calci și tu pe ape. Slăviți să fie în numele Lui Iisus. Nimeni nu l-ar fi băgat în seamă. Și vecinii deja s-au obișnuit cu El. O, oh, cunoaștem noi. El e cerșetorul care e așezat de cineva. E mutat de alți. Și stai aici și cerșești. Oamenii n-au soluții ori. Dar ține minte ce-ți spun... În momente ca acestea, când te simți dat afară, Isus are un viitor pentru tine. Isus are un viitor special. Pentru că, dragii mei, ascultați ce face Isus. După aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tine din scuipat. Vă întreb, când a făcut Isus gestul ăsta, bărbatul acesta vedea. Sunt momente în viață în care Dumnezeu îți ascunde planurile Lui față de tine, că nu le pricepe. Dacă ți-ar detalia maniera în care vrea să lucreze în casa ta, ai zice, e năucitor, nu vreau așa. Și Domnul zice, pentru că încă nu poți pricepe, te țin să nu vezi. Și bărbatul ăsta nu vede. Iisus Hristos face un gest care e împotriva medicinei, dați-mi voie să vă spun, împotriva logicii împotriva experiențelor, niciodată n-a scuipat un om pe pământ și să, după ce o scripați să ia tina aia. Și culmea culmilor, după ce o ia, să aibă pretenția că atunci când unge un ochi orb nevăzător, ochiul ăla să înceapă să vadă. Iisus are un viitor pentru tine că nu te aștepți. De foarte multe ori poate ți-ai făcut scenarii și ai zis, Doamne, așa să lucrezi, așa să întrevi. și ce o zis omul ăla? A zis, o, zice Naman Sirianu, trebuia să vină la mine. Trebuia să spună dege după rana mea. Trebuia să facă mătănii, dacă îmi permiteți actualizarea. Trebuia să facă pe cruci, spun ortodoxii. Trebuia să se dea peste cap, spun carismaticii. Nu, 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 nu. nu. Iisus e foarte simplu. Dar nu e simplist. E sfânt. Slăvit fie numele Lui. El folosește metode neobișnuite. Metode la care nu te aștepți. Cum? Se poate una ca asta, ca din scuipat interferând cu nisipul, să rezulte tina și tina aia să vindece ochiul. De fapt, știi cine vindeca? Vindeca Iisus. Să nu ne oprim și să nu ne șablonăm în religie, în forme, în tradiții, în sisteme. Să nu zicem, doar așa lucrează Domnul. Are Dumnezeu metode neîntâlnite de noi. Are Dumnezeu mișloace extraordinar de multe și de diverse. Și nu vrem să-i facem lui Dumnezeu regulamente și ordine. Noi vrem să-i spunem Domnului, Doamne, lucrează după voia Ta. Lucrează după planul Tău. Derulează-ți planurile Tale mărețe, Doamne. Dacă uneori logica noastră pălește, dacă inteligența noastră e sub sub nivelul mării atunci când lucrezi tu. Înălțat fie numele Tău. Binecuvântată fie puterea Ta. Și Doamne, ajută-ne când noi nu pricepem ce faci cu noi. Să nu mai vorbim. Și dacă e mai bine așa, Doamne, în maniera în care Tu lucrezi, uneori orfani să nu vedem. Să nu știm noi mai mult decât trebuie. Amin? Să știm numai cât trebuie și cât vrea Dumnezeu. Și spune Biblia, Iisus Hristos în maniera aceasta neobișnuită a uns ochii orbului cu tine aceasta. M-am uitat în acest pasaj și cu orbul acesta Iisus Hristos vorbește aici și apoi din versetul 35. Că Iisus de foarte multe ori lucrează chiar dacă tace. Poate sunt momente în viețile noastre în care vrem să vorbească Dumnezeu, vrem să ne încurajeze Dumnezeu, dar tu nu-i simți prezența? Tu nu-l vezi cum e implicat în toate lucrările pe care le faci, le derulezi? Tu nu vezi cum brațul Domnului te ajută? Cine ne-a ajutat să ajungem în seara asta aici? Domnul Isus Hristos este numele Lui. Cine ne-a putere în picioare, în mâini, cine ne-a ajutat să ajungem cu mijlocele de transport sau pe jos, este Domnul Isus Hristos. Vreau să-L binecuvintez și să-I numele și să zic mulțumesc, Doamne Isuse Hristoase, că întotdeauna cum lucrezi tu e cel mai bine. Atât îi zice Isus, du-te de te spală în scăldătoarea siluamului. Păi Isuse, noi ne-am fi așteptat să faci ceva mai mult. Prima corectează pe oamenii care vorbesc, culmea că sunt chiar ucenicii Mântuitorului, că toți avem nevoie de corecturi și zicem, Doamne ajută-ne să le pricepem, Domnul să ne ajute să înțelegem planul Domnului și acum vorbește cu orbul și zice, du-te și te spală. El s-a dus și ce mă mișcă în gestul ăsta al orbului? Ascultarea lui să n-ai nicio experiență în domeniu, să nu vai fi văzut vreodată un orb care începe să vadă, să nu mai fi avut o altă întâlnire cu Isus Hristos, să ai în jurul tău oameni care pun bariere, blochează, judecă. Ce credeți că ăsta dacă era orb n-auzi, a? au ce au zic ucenicii? Și când barieră după barieră se ridică în calea drumului tău, în planul lui Dumnezeu, nu te ocupa cu cei ce comentează, lasă-i în pace. Tu ascultă ce zice Isus. Amin? tu răspunde la ce spune Domnul. Du-te și te spală în scăldătoarea siluamului. Dar, Doamne, cum să mă spăl? Că-s orb. ce rost are? Imaginați-vă cum mirosea tina aia, că de la ochi la nări o mers miros. Doamne, de ce să mă spăl? Mai murdărit ca să am de ce să mă spăl? Putea să zică, de ce să mă duc în scăldătoarea dă du mă duc în altă parte. Probabil era una mai aproape. Avem noi pretențiile noastre, avem noi ideile noastre, avem noi planurile noastre, dar Domnul are un viitor pentru noi și viitorul lui trebuie să fie derulat pas cu pas. Pas cu pas. Spune Biblia, el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Cine a zis să se întoarcă înapoi? Iisus Hristos i-a spus, du-te, de te spală în scălătoarea am un punct de fapt era supus unui test. Te mai întorci la mine? Mulți oameni sunt vindecați și uită de Domnul. Să ridicați din șans, din faliment, din cădere, din neputință, din insucces, din crizele lor financiare sau de alt gen. Și când se ridicați din nou, uită de Dumnezeu. Bărbatul ăsta zice, nu uit ce mi-a făcut Isus. Mă întorc la Domnul și după ce văd bine, vreau să mă întâlnesc din nou cu Isus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului să ne întoarcem întotdeauna spre Domnul cu mulțumire. Să-i spunem din toată inima, mulțumim, Doamne, pentru vedere, pentru auz, pentru miros. Mulțumim că putem să înghițim, Doamne Dumnezeule. Mulțumim că ne putem mișca mâinile și picioarele. Mulțumim că ne funcționează creierul. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne dai. Cine este mulțumitor la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce a dat, să zic amin. Slăvit să fie Domnul. Când ești dat afară, Iisus are un viitor pentru tine. Doi, când ești dat afară, Iisus te vizitează. Versetul 35 spune, Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit. Asta înseamnă că Iisus l-a căutat. M-am întrebat de ce, după ce bărbatul acesta s-a dus la scălătoarea Siloamului, Iisus parcă s-a făcut nevăzut dintre ei, a dispărut. L-au căutat. L-au căutat și nu l-au mai găsit. Unde este omul acela, spune versetul 12. L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Pentru că se spunea deja Iisus să lasă găsit de oameni sinceri. Iisus nu are timp să stea la taclale, dacă îmi permiteți expresia, că El nu stă la așa ceva. Iisus nu are timp să vorbească cu oamenii care vor să-i caute nod în papură. Dacă nu e sincer, Domnul se cam retrage. De ce n-a vorbit Domnul cu fariseii care au venit la orb? sau l-au dus pe orb la farisei. Iisus are maniera lui de lucrare. Și când suntem sinceri, Domnul coboară. Când le pădăm orice lucru care nu-i place lui Dumnezeu, Domnul se coboară în locul acela. Unde există o aplecare specială în prezența Domnului, înspre Domnul Iisus Hristos. El nu numai că vine, El ne și caută. Spune Biblia, când a auzit Iisus că l-au dat afară și când l-a găsit, Iisus te vizitează. Sunt momente în viață în care n-ai vrea să mai fi vizitat de nimeni. Sunt oameni care au bol terminale și pe care vrea să-i vizitez și îți spun prin cei care sunt aproape de lumea lor, transmiteți le la toți care vor să ne viziteze, că noi putem primi acum. În acele momente, acei oameni nu mai pot suporta prezența altor oameni. Știți cine coboară lângă ei? Știți cine intră în camera lor? Și cine intră la terapie intensivă? Și cine intră în bloc operator? Și cine intră acolo în salonul acela unde nu mai pot să vadă acești oameni pe nimeni? Domnul Iisus Hristos îi vizitează. Poate ai pe cineva acasă pentru care te rogi în această seară și spui Domnului, Doamne, intră și în salonul lui. Intră și în camera lui. Intră, Doamne, acolo unde nu mai poate nimeni. Când se bate la ușă, nu răspunde nimeni. Când oamenii își închid telefoanele, când oamenii își blochează, când unii, nu numai tineri sau adolescenți, ci oameni mai vârstă, își pun dulapuri în uși, că nu mai vor să vadă pe nimeni. Ne rugăm Domnului Isus Hristos să intre în cercetare. Domnul Isus Hristos să viziteze pe oamenii care nu mai au nicio șansă din perspectiva lor. Pentru că Domnul Isus Hristos când intră într-un loc, readuce pacea, eliberează, descătușează, vindecă, transformă. Când intră Domnul Isus Hristos într-un loc, depresia se împrăștie, dispare și reapare speranța. De ce? Noi am făcut legământ cu Domnul Isus Hristos. Noi am încheiat legământ cu Domnul Isus, Hristos pe baza acestei cărți. Cartea aceasta deține Adevărul Absolut. Și cartea aceasta este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. O slăvit să fie în numele Domnului. Când ești dat afară, nu uita. Isus te vizitează. Oamenii nu te vor mai vizita, probabil. Oamenii nu mai au nimic pentru tine și pentru viața ta. Sunt oameni care ajung în pușcărie din cauza problemelor pe care le-au derulat și au fost dați afară din societate. Au fost expulzați și unii dintre ei au mărturisit. Am simțit că în celula mea de maximă siguranță a intrat cineva. N-a fost un om, cineva care poartă numele Iisus Hristos. Și mi-a zis pe limba română, spunea la un moment dat un frate care depunea o mărturie, deși eram în America, mi-a spus pe limba română, da, Domnul este cu tine. Vreau să te ridic din falimentul tău. Noi oamenii punem etichete pe frunțile oamenilor, noi zicem, n-are nicio șansă, îi faci șamar de capul lui, e preava societății, aruncați la carbici, la coșul de gunoi să fie gata, să nu mai aibă nicio soluție. Iisus Hristos ridică, Iisus Hristos transformă, Iisus Hristos intră și acolo unde doar gaura chei mai există disponibilă. El n-are nevoie de o ușă, n-are nevoie de un geam. El intră prin geamuri super securizate, să aibă patru sticle, nu contează. El intră prin uși blocate. Slăvit să fie în numele lui Isus. Slăvit să fie în numele lui Isus. Vă rog să înțelegeți prin ce sentimente trecea bărbatul acesta. Vă rog să pricepeți ideea că a fost expulzat din sinagogă, nu pentru că era rău. Ce dezamăgire era în sufletul lui. De atâția ani, de atâtea zeci de ani, am fost bolnav. Nici unul dintre voi farisei se gândea în mintea lui bărbatul acesta, probabil. N-ați avut interes pentru mine, că n-ați putut să mă vindecați. Și nu v-am judecat pentru asta. Și dacă a venit Nazarineanul Iisus Hristos și m-a băgat și pe mine în seamă, de ce? De ce mă dați afară? Dar fiți liniștiți. Că atunci când Marele Rege Iisus Hristos a scos duhurile necurate legiunea aceea din drăcitul din Gadara, și le-a permis demonilor să intre în două de porci. Și ce au zis localnicii? Pleacă. Mai bine cu porci. Decât cu un om vindecat. Ce fel de rațiune e asta, dragii mei? Ce fel de tratament e asta? Și Iisus parcă l văd cum e foarte liniștit și nu așteaptă să fie împins. El iese fin, ușor afară. Dar alții au trecut muntele și au zis, noi am trecut muntele și am parcurs sute de kilometri sau zeci, pentru că te iubim, Iisuse Hristoase. Dacă cineva îl da fără pe Iisus Hristos, sunt miliarde de oameni care îl așteaptă. Planeta Terra e plină de oameni care abia așteaptă Iisus să intre în casa lor. Slăvit să fie numele Domnului! Iisus te vizitează și trei cu care închei. Iisus te vindecă în toată puterea cuvântului. Vindecarea adevărată n-a fost doar atunci când a început să vadă, totală. Vindecarea totală a fost când s-a întâlnit cu Isus. Când s-a dus să se scalde în scăldătoarea siloamului și a început să vadă bine, a văzut doar cu ochii aceștia de carne. Când l-a găsit din nou Isus, spune Biblia, a început să vadă cu ochii spirituali. A vedea cu adevărat înseamnă să crezi. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să-i spui, Domnul Iisus Hristos, tu mântuitorul vieții mele. Îmi toată speranța în tine. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Iisus când l-a găsit, a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când ești vindecat cu adevărat, încep să-L cunoști pe Iisus. Și uitați cât de sincer este bărbatul acesta, el răspunde și zice, cine este Doamne ca să cred în El? Poți fi vindecat și totuși să nu-l cunoști pe Isus? Uite că se poate. Versetul 3:7 spune: L-ai și văzut, ieri, Isus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Vindecarea adevărat înseamnă să-l cunoști pe Isus Hristos ca Mântuitorul tău personal să știi că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat și viața eternă. Să zici, da, Doamne Iisuse Hristos, să te proclam ca Domn și Mântuitor. Vreau să fii Domnul vieții mele. Vreau să fii coordonatorul vieții mele. Și ascultă ce zice bărbatul acesta. Cred, Doamne, i-a zis el. Și s-a închinat. Pentru că a vedea corect din perspectivă spirituală nu înseamnă doar să crezi, să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Înseamnă să capitulezi cu toată ființa ta înaintea Lui. O grămadă se închinau la muntele acela, la muntele celălalt. Un bărbat care a început să aibă cu adevărat o vedere corectă din perspectivă spirituală s-a închinat singurului rege. El merită toată închinarea și toată lauda. Slăvit să fie numele lui Isus. Să capitulez în fața cruciului Hristos și să spui: Doamne, sunt slab, sunt nevelit, sunt neputincios, cât bine mi-ai făcut, Doamne. De atâte ori m ridicat din șanț, de atâte ori m-ai din ghearele diavolului, de atâte ori când nu mai aveam nicio soluție. Am văzut o mână nevăzută care s-a întins înspre mine și m-a ridicat, m-a smuls, m-a ridicat din fundul mocirii din groapă, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu, mi-a întărit pașii și mi-a zis: Rămâi statornic în numele meu. Eu îți asigur viața și viitorul eu sunt lângă tine. În cele mai dificile momente, nu te las niciodată slăvit să fie Domnul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 39 spune, eu am venit, spune Domnul Iisus Hristos, în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce văd să nu vadă, cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să răjungă orbi. Unii din farisei au început să spună, doar nu am fi și noi orbi. Și a zis Iisus, dacă ați fi orbi, adică dacă v-ați cunoaște orbia adevărată și adevăratul nivel interior, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Când ești dat afară, Iisus are viitor pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Iisus ne vizitează și zicem, Doamne, mai vizitează-ne din nou. Și Iisus Hristos, Iisus Hristos te vindecă plenar, fizic, dar mai întâi spiritual. Așa.